Denis. Da. Haide. Da. Învârte-o pe toată. Învârte-o pe toată. Așa. Ține-o. Hai că ai mai făcut școala micu dacă nu ți intră, da? Și se rupe la mijloc. Aia nu e, aia se sparge. Păi da, dacă mai completez cu o frunză, nu pot să pun mâna, mă, fraților, pe ele. Ok. E foarte greu de manevrat. E mici, se rup, se îndoaie, se trebuie să fie o anumită dimensiune. Aoleu. Am văzut că merge greu împăturitul sarmalelor. M-am băgat și eu acolo, în mijloc, între ei. Mi-am făcut loc să împăturesc și eu sarmale. Dar eu n-am mai făcut chestia asta niciodată. Sarma, bim, bim, pac, 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 o pui acolo. Da, așa, și acum îmi bagă cu degetelul în capăt. Ce deget am? Păi să-mi bagă unul cu un deget, mai așa, eu nu pot să bag nici eu. Frunza de viță e simplu să faci sarmale. Hai, deci frunzele alea de viță, cred că o să le visez la noapte. A, mă, nu pot să cred că nu pacheta sarmalele. Ei, vița de vie, eu urăsc vița de vie, nici acasă nu fac. Eu nu fac sarmale vița de vie, never. Băi, care știi să faci sarmale, mă? Am făcut vreo 2-3 și după aia m-am lăsat pe gubaș. Până la urmă, Alex a plecat acolo, că așa avea caltaboși de mare. Știi să împachetez sarmale, Munti? Cu cârnăciorii ăștia marei mei? Nu știu. Știi să împachetez sarmale? Nu știu și eu. Nu știu, cred că nici nu vrei. Dar chiar nu știu. Rulez altceva, dar sarmale n-am făcut până acum. Bă, nu știe nimeni să mă împachetez sarmale. Este incredibil. Valentin, știi să împachetez sarmale? Am zis că să încerc totuși. Băi, copiii mei, haide că încep să mă enervez. Uite, băi, frate, nu pot să pun mâna pe ele. Vino încoace, Valentin. Băi, e prea mică, e prea mare. Dacă văd că e așa, mai am o bucățică și o pun aici. Rupe-mă un pic de frunză. Uite asta de aici. Uite, aia e perfect. Pune-mă un pic de frunză aici, să mai completează. O iau și o pun aici, unde e ruptă. Așa. Iau cărnița, care e un pic cam multă. Între atâta cărniță, am zis, mai am din ea. Atât. O fac cu așa, iau de aici, le învârt. Mai frate, știu să împăturesc, dar tehnica mea e alta, e diferită de al lui Chef Bontea, ce să vă zic? Nu, asta încerc să-ți explic. Dar ce? Pentru că n-ai... Păi, le-am luat, le-am pachetat ca pe pachetele de primăvară. Nu așa! Păi și atunci cum? Așa? Tu mă fă cum făceai fără să baci. Păi da, asta rulează-o pur și simplu. Așa, așa. Bun. Acum ai prea multă frunză în capete, să taie dacă ai prea multă frunză în capete. Nici nu fierbe, nici nu este bună la gust. O să mâncăm numai frunze. Dar nu stă că se rupe, mama. E, păi... Ei. Ai făcut-o sarma, s-a rupt. Alta s-a rupt. Lasă-o, sarma. Trebuie să le explic cum să mi le ruleze. Învârte, 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 învârte. Așa, ții mână și acum cu degețelul ăla mic, iei și bagi așa, din toate părțile. Uite ce faci, pac, 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 pac. Atât, bun. O întorci în partea aia, așa. Întorci sarma, faci pac, 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 capetele și gata, atâta. Ai înțeles, mă, cum? Și la fel faci aceeași chestii. Pui carne, rulezi, iei sarmaua, faci așa, țac, 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 întorci sarmaua, țac, 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 pac, ai pus-o acolo. Ata! Asta-i, mă, sarma, mă. Hai. Mama, măsii. Noi avem pretenții de bucătar de fiță. Și noi nu suntem în stare să facem 4-5 de sarmale. Să putem să le băgăm și noi la cuptor, să fiarbă și ele cum trebuie să fiarbă. Sorin, tu câte amulete mai ai? Eu mai am 3 amulete. Și nu crezi că este momentul să folosești una dintre amulete? Hm? Nu știu. Trebuie să mă gândesc pe cine schimb și cum schimb și dacă schimb, dar... Mi se pare de vreme să folosesc un avantaj în momentul ăsta. Le păstrez pentru mai... Da, mă gândesc că în momentul în care rămânem mai puține. Acum nu o să se simt atât de bine. Acum ai 5-6, stă unul, nu-i problemă. Mai încă 4-5 care să muncească pe lângă. Îl acoperă pe celălalt. Trebuie să folosesc avantajul acesta în momentul în care a rămas unul cu doi cu echipieri și ai oprit unul dintre ei și urmă de probă, să simt terenul. Dar când o să aibă 2 sau 3 în echipă, o să fie și mai dureros. Unul, atunci o să fie dureros. Atunci va fi complicat. Așa diabolic ești? Așa, vreau să... Eu vreau să-i încurc cât până mai mult. Stați liniștiți că dau eu mămăligă. Nu vă faceți probleme. Mămăliga care era pe foc. Când o să am voie, o să dau eu mămăligă. Toată lumea se duce cu un fipt în sarmalele alea. Hai, 60-70 de sarmale, că le rupem, ne facem praf. Și cât mai aveți 8 minute să mi le terminați. Că nu o să facem nimic la cuptor, nicio sarmale. Am intrat deja în ultima oră. Băi, vreau sarmalele la cuptor, bă, frate, sarmalele la cuptor. Deci, într-o oră n-am fost în stare să amestecăm niște carne, niște ceapă și să facem niște sarmale. Incredibil, bă, frate. Și nu le avem la ora asta la cuptor. Băi, îți dai seama, o să râdă toate femeile din țara asta de noi. Nu știm să împăturim sarmale. Zic, mai că ce faceți voi acolo? Cineva asta m-a să râdă de noi. O să râdă de noi, de fapt. O să ne facem de râs.
Hai mă, hai mă să fie masala. Ia Denisul ăla lângă tine și pune-l aici, hai odată! Asta făceam, șef. Era grav. Într-o oră, 7 inci, am făcut 10 sarmale. Incredibil. A durat prea mult, a durat prea mult. Trebuie să ne organizăm mult mai bine. Am avut totuși 2 ore la dispoziție. Pune-le ca lumea, că dacă nu le pui una lângă alta, o să se desfacă ca la Balamuc, dacă nu le uni. Bă, tu nu pui sarmale cântăreață? Bă, bune, tu ai mai... Ai pus, bă, sarmale până acum în cratiță? Eu le pun așa. Ai mai pus, Denis? Nu. Ai mai pus? Nu. În picioare? Să-mi bag picioarele. Unde... În picioare? Unde faceți, mă, bucătăria asta? N-am văzut în viața mea să pui sarmale în picioare, dar ce-s d-alea conice? Doamne ferește! Doamne ferește, sarmale în picioare! De vreuna din care vine ea, ce ca așa să fac? S-o-l face, dar noi nu avem timp pentru așa ceva. Aia cu când nu mai infirmie sarmalele alea, că le pun și în picioare una lângă alta și are... Nu o să fiarbă asta în viața vieților, dacă nu le băgăm acum, deja e târziu. Trebuia să fie de jumătate de oră la cuptor, incredibil. Cum a pus să fac sarmale cu voi? M-am uitat, era minutul 54 și nu le aveam la cuptor. Aoleu, incredibil. Incredibil, tată. Sarmalele astea trebuiau să-mi stau o oră jumătate la cuptor, așa, minim. Dulceața asta de ceapă trebuie să se întâmple ceva cu ea. Mi se pune pe creier deja. Nu, lasă-o, Cătălin, încet. Bine. Mai avem 50 de minute, piureul e gata. Băi, ce faceți? De ce nu sunt sarmalele alea pe foc? Bă, 50 de minute, da, frate. Doamne, ferește să... Ce ai, frate, cu sarmalele alea să mă bată mama dacă vreau mai fierbe alea odată? Băi, necu**at, la 50 de sarmale într-o oră, mă, ne râde le făceam singur într-un sfert de oră pe asta. Mama, mă, zic. M-am enervat. Șeful era disperat pe acolo, mai avea puțin, cred că și ne lua la... Efectiv, ne lua la bătaie acolo. Haideți, mă, odată, mă, să moară. Băi, mai avem 50 de minute, bă, frate. În care trebuie să și montăm. Nu mai a trebuit o oră și 10 minute să facem 45 de sarmale. Băi, să le facem, adică să le împăturim, nu să le gătim. Lasă așa s-a pus, mai puneți, mă, niște apă aici, mă, astea. Trebuie să stea în zeamă. Bă, fraților, dacă n-acoperiți sarmalele astea cu zeamă, cum mama să fiarmă, mă, așa de la sine, de nebune, folie de aluminiu puse pe aragazul ăla, să dea o dată de fier, să le putem băga în cuptor. Sarmale, nu mă ferește. Poate de Dumnezeu și Maica Domnului să nu-i fierbă ăsta. Ce, sarmalele? Asta e. Bă, de-am steagul americii, nu e verde. Păi de ce, mă, faci steagul? Nu asta trebuie să facem? Glumeam. Nu cred. Ce vezi că Botea face steagul... României? Da. Păi și unde a găsit albastru? Pe frunzele de viță. O să iasă albastru. Da. Am ales că nu se poate, pe bune. Nu pot să cred așa ceva. 4 inci, bă, frate, pe sarmale. N-am reușit să băgăm sarmale la cuptor. Ți-am făcut loc acolo să le pui paragazul ăla, să dau o dată în fier. Aveam porcul gata, aveam cartofii gata, aveam papanașii gata. Aveam totul gata. Nu faci, mă, papanaș de Crăciun. Bă, da, ce Crăciun trăiți voi, mă, în țara asta cu papanași? Ce, mă, cu sarmale și papanași, așa de complicat? La Crăciun? Dar ce are? Cine mănâncă, mă, papanași de Crăciun? Cozonac n-am timp să fac. Noi n-am avut timp să facem 50 de sarmale. Vreau să fac cozonac. Abia acum l-am pus pe foc.